sportivul pregătit de Ioan Despa la CSM Suceava a câștigat anul trecut 3 titluri de campion mondial și european, dintre care unul la seniori, performanțe care l-au propulsat către clubul Dinamo București. Pe locul secund, în topul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Suceava, s-au clasat, la egalitate de puncte, Maria Marinela Velicu și Dorin Dumitru Velicu, de la Clubul Sporturilor de Iarnă, Vatra Dornei. Cei doi au fost finaliști în proba de skeleton la ultima ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Podiumul celor mai buni sportivi din județul Suceava în anul 2018 a fost completat de canotorul Florin Arteni Fântânaru, de la CSM Suceava, campion mondial de juniori și vicecampion olimpic de tineret la Buenos Aires. Acest top reprezintă o ierarhie de moment în lungul și anevoiosul drum spre performanță. În anii trecuți, în acest clasament s-au regăsit sportivi care ulterior au confirmat și au obținut rezultate notabile pentru România, a declarat directorul Direcției pentru Sport și Tineret Suceava, Petru Enache.